modificarea unei legi importante din punctul nostru de vedere. O lege așteptată de fermier și de mediul de satul românesc, de mediul rural românesc. Modificarea legii 17/2014 cu privire la vânzarea terenurilor agricole din România. Vreau să vă spun că împreună cu colegii mei parlamentari PSD am reușit după mulți ani să modificăm această lege și să punem capăt speculei cu terenurile agricole. În această săptămână am dat votul final pe această lege care consolidează proprietatea națională a terenurilor agricole. Mai mult de atât, și o să vă prezint modificările importante aduse în lege, cel mai important, cred că reprezintă faptul că entitățile străine pot cumpăra teren în România doar după epuizarea ordinii preemțiunii conform legii. Și entitățile străine fiind societăți capital mic sau mai și capital mic? Și capital mic. Și persoane fizice străine? O să intrăm și o să vă prezint care sunt modificările în cazul acesta. Important e că am terminat cu specul la terenurilor agricole. Terenul agricol de altfel a fost, terenul agricol a fost și trebuie să rămână principala sursă de venit pentru locuitorii acelei comunități în care se află terenul agricol și, bineînțeles, hrana lor și hrana românilor. Reglementările vânzării terenurilor agricole. Vreau să vă spun că legea, proiectul de modificare a legii a fost depus în Senatul României încă din anul 2017. În Senatul României acest proiect a fost amplu dezbătut pe o perioadă de 6 luni. M-am implicat personal în modificarea acestei legi. Am obținut votul în Senat și din 2018 proiectul de lege stă la Camera Deputaților și a trecut în sfârșit. De ce? Pentru că a fost amplu dezbătut, pentru că am dat posibilitatea asociațiilor fermierilor din România și nu numai toate partidele, toate forțele politice s-au implicat în modificările acestei susținute. Din păcate, pe votul final ei s-au obținut, chiar au votat împotrivă. Și mai mult de atât, guvernul Orban a trimis un punct de vedere prin care clar a spus că nu susține aceste modificări și chiar a transmis faptul că o va contesta. Puneți un pic stăt aici. Prioritate amplă, nu cel puțin 2017-2018. Au fost mai importante legile justiției lui Dragnea decât legea terenurilor agricole? Vă pot spune, tocmai... Că 2018 mai despre asta v-a făcut. Poți să răspund? Da. V-am și spus. Această lege importantă, care se referă la peste 10 milioane de teren, de hectare de teren agricol în România, trebuia să fie dezbătută și trebuia să obținem punctul de vedere a celor care sunt implicați în această activitate. În România sunt confederații, sunt federații, sunt asociații puternice, avem și cluburi fermierilor, toți, trebuiau să așeze la masa negocierilor, astfel încât să avem o modificare a legii foarte bună.